Duminică 8 mai, la Carei, în parcul dendrologic, zona din fața fostelor adăposturi ale cailor, au parcat pentru câteva ore zeci, sute, poate chiar mii de cai putere, dacă luăm în seamă numărul mare de participanți, dar sub ochii atenți ai privitorilor de cele mai diverse vârste. Așa cum se știe, Retromobil Club România are filială și la Satul Mare, alături de alte județe din țară. Respectând oarecum tradiția, duminică 8 mai, pe o vreme deosebit de frumoasă, numeroși membrii acestui club din județe precum Satul Mare, Bihor, Sălaș și Cluj și-au dat întâlnire, așa cum anticipam, la Carei, în cadrul unei expoziții de automobile de epocă, în cadrul Paradei Primăverii. Acest festival automobilistic, așa cum probabil vă amintiți, a fost precedat pe 18 aprilie, tot la Carei, de o paradă a mașinilor de epocă, eveniment la care a participat și delegația clubului Drum Bun de la Satul Mare. Retroparada Primăverii s-a desfășurat concomitent în 24 de orașe din țară. Cu cât vârsta e mai înaintată, mașinile devin vedete oriunde s-ar afla. Atent lustruite și întreținute de stăpânilor, mașinile de epocă au adunat în jurul lor o mulțime de curioși.